Pădure, campusul.
Stânga și eu? Nu stai locul de față, să știi. Toată lumea merge pe jos. Mai bine mergem mai ușor așa, să putem să pedala, zic eu. Da, știu ce zici. Dacă te oprești după aia... Da, știu. Lăsați-mi un culoar. Nu trec eu pe stânga, vă rog frumos. Hai. Mulțumim. Vă lăsați și voi stânga liberă, de exemplu. Stânga și eu. Mersi. Am trecut cu bine de urmărarea aia. Opa. Să vedem acum aici. Hop, 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 hop! Shit! Cineva s-a lovit rău acolo. Acum 2 ani, după jumătate, n-am rezistat. A fost un? Nu, crunt! A plouat 3 zile înainte. Oh. Poate nu am nici mergea pe jos. Am înțeles. Mare crengă ce-am luat în cap. Frumoasă rău de tot. Traseul este superb. Thank you.
până la 7. Frumoase, da, asta e coborârea. Știi cumva la câți kilometri suntem? La câți kilometri suntem, știi cumva? Nu știu, suntem după prima oricare, mai avem două. Ah, ok, e bine. Mersi. Spor. Deci probabil suntem la 7 jumate. Am început coborâre. Prima coborâre, după prima oricare. Ar veni. Totul bine și frumos. Pe stânga și eu. Da, tot parigă, într-adevăr. Hai, hai, că merge. Ține stânga, ieși dreapta. Hai, dă-i drumul, să mergi, cum va dărâna să merge, așa, bravo. Aici a fost cam nasul. Cam nasul asta. Nu mă așteptam. Am avut o trasă foarte proastă. Nu vine nimeni. Bravo! Bun! Sola asta, că m-a luat pe nepregătite. Mersi. Dacă asta a mers bine. Aici e deosebit de periculos. Ia să vedem. Hai să trec și eu. Haide. Perfect. Perfect, a fost.
singur. Te stric și eu, mersi. Trec și eu. Oh, mersi. Bun, și aici s-a terminat prima coborâre. Mulțumesc! Plăcere! Mersi mult! Mulțumesc frumos! Spor, lasă-l acolo! Deci, 10 km de 40 în lungă alimentare. Urmează o mică porțiune de sal, după care o să începem iar urcările pe drum forestier, poate că cea mai mare urcare acum, cea mai lungă de fapt. Salut, băieți! Bun, intrăm iarăși pe... Și de acum acolo, oricare, tati, cât vezi cu ochii. Vai, am înțeles. Nu știu. Frumos e.
Foarte tare. Am făcut și ceva pushbike. Dar nu stai liniștit, că nu știu dacă urc. Hai să văd, dar nu știu. Hai, hai, hai. Hai, placă mică. Aha. Dacă ai căzut pe moale, te-ai apăzat. Peste burta. Am bostit-o rău de tot. Aici. A doua coborâre.
sau nu ne dau coborâre, este doar coborârea mică dinainte de ultimul deal. Se pare că mersi, mersi. Salut. Salut. Da? Bagă. Obosesc picioarele de... și simt că nu mai trag la dealurile astea. Doamne. Unde?
Am dat un gol. Asta vreau în farina. Și voi? A fost acolo ceva, nu? Da, n-am înduit-o, dar de spart am spart-o sigur. Am pompă, dar nu știu dacă ne ajută. Sincer, ca să fiu. Să îndrept janta, că n-am cum să... Hai că mă duc și le zic hai, să merg. Trebuie voi, dacă e, dacă e, o luate bine. Da, s-ar cădea. Erau unii mai scurt, am trecut de aici. Dar n-au un număr de telefon. Nu, au aici, mai jos. Hai să te zic. Bine. Da, nici o șansă. Ce? Vrei să umpli? Sigur ai făcut snake bite. Ai dubles sau? Habar n-am. Nu cred că e dubles, că se simte ceva înăuntru. Dar e... n-am nici zero șanse să umflu această chestie. Eu nu știu unde s-a tăiat, s-a... Deci cam asta a fost. Nu cred că am șanse. A termin ceva așa. Cu ce să-i dau? Că sunt pe pană. Poți să te duci liniștit. Și tu ai făcut pană? A, de fapt stai că ești același băiat. Da, nu, n-am nicio șansă. Poftim? Aici e pericol de pană de la cătină. Mai în față, a fost un bolovan ceva, l-am luat amândoi unul după altul. Tu ești tubles sau? Da. A, nu știu dacă sunt. Sincer, că n-am umblat niciodată la bicicletă. Unde era? Aici. Ah.
Hai puțin aici. Acolo scoafă. Bine. E mai multe locuri. Mi-a trebuit ceva presiuni. Da, un CO2 de la pf, să facă... Da, că pare că o ia cât de cât. Dei, vreau să simt de la mâini. Furata. Da, lasă. Ok. Bine. Da, vai, fort. Aha. Nu pot să... A, gata. Găsesc eu la punct acolo. Deci eu mă dau pe coborâri, chiar mă dau. Da. N-am putut. Și-am lăsat cu fața cum s-a copt, prima furca. Dacă mă uit pe stânga... Ia uite, am venit el ăla... Eu în față am simțit șocul și cu spatele am crezut că n-a pățit nimic. Așa am crezut și eu. Și după ce am trecut de voi, păl, zic opa. Da, nașpa. Băieții, s-a cumpat până și voi? Sau? Da, da. Acolo, la cataroiul ăla? Nu, el a făcut. Nu, într-o... nu mai știu unde a făcut, sincer. Într-un da, cataroi da, acolo? Da. Păi și băiatul dinainte, că l-am ajutat să facă el pana, eu nu mai ce să-i fac. Se întâmplă? Da. Nu mai ai ce să-i faci, de ce? N-am cameră. Nu, scuze. Dar nici ai tubles? Nu. Nu, cameră. E cameră, dar n-am. Și e prea mare gaura pentru kitul de pană, deci... Păi am o cameră, dacă vrei. Băi, hai să, dracu, să te ajutești pe tine. Că ce faci? Mergi restul, da sau nu? Păi, nu știu. Eu zic să da. Dă-mi leviere, lasă la mine leviere. A, nu. Dacă... Bă, eu sunt aici. Ai pompă? Am o pompă, da. Și spray-ul ăla? Da. E nefolosit? Am folosit acum, o dată. Dar... Are o singură utilizare la. Băi, nu-i trebuie... Tu ai tubles, nu? Sau nu. Ce? Nu, nu. Camera. Ce dracu are camera? Am eu cameră, îi dau și mie mi se pare grea în spate. Mă piși pe... Mă vede Dumnezeu că ajungi jos pe unul și poate mai am pană așa de... Ce dracu? Băi, dacă îmi fac, nu? Pane, aia care are o chestie de metal. Și nu încep de aici, încep din partea cealaltă. E lipită, a avut tubles? Nu știu, vedem. Când, e prima dată când... Păi iasă, facem... Nu e lipită? Facem deschidere acum. Dar nu... Eu cred că are, să aibă totuși tubles. Vedem acum, nu vă mai stresați, ia. Dacă e tubles, unde e gaura? Că eu am un kit ăla de tubles. Știi unde e gaura? Da. Nu știi? E sudată, Ștefan. Ține unul urat așa ca să mă joc. Aoleu, poate îmi dai peste mână. Nu-ți dau obos pentru că eu sunt pe partea asta. Ștefane? Băi, nu e foarte ciudățică. Hai. Nu, băi, îmi pare rău. Da, nu, nu cred că e... Da. Nu, e efectiv, e lipită. Da. 1.
2, 3. Da, mersi frumos, dar na, mă duc așa până la primul punct și apoi iau pe șosea. Spre cu asta, că nu cred că. Să mai faci 3 din ăla sau nu să mai faci 3 din ăla. Răsuflă, n-am, mi-am pus la e deosebit. Na. E deosebit. Mersi frumos, da. Oricum, stai liniștit. Ce trebuie martenat? Nu știu că bicicleta am luat-o de la un băiat din prima era dată. Bine să știi cam totul, ca să știi pentru ce, dar uite, așa am vezi. Acum n-ai mai avut ghinion, nu? Da. Bun, uite, vezi, acum o să țin. Păcat că ești la, nu știu, kilometru 20. 20, da. Mai e puțin la următor punct, cred. Dar măcar să fie coborâri și ai... Da, oricum e nașpa cu ea pe jantă, pe coborâri, că fuge groaznic. N-ai... Te-aș recomanda să mai merg pe ea, sigur. Pe ea nu, pentru că și de ce de la să... greutate și de la pietre. O să stric janta. O să se și după aia e paguba mai mare decât un cauciuc. Da. Adică am fost în aceeași situație ca tine și, a trebuit, și am făcut același lucru și a trebuit să schimb janta. Și m-a costat mai mult. Am înțeles. Haide mă. Spor și basta. Ce s-a întâmplat? A, nu, n-ai... eu am luat-o pe bolovan pe acolo și s-a dezantat iar, nu? S-a dezantat, da. Da, tu mai dă o leacă pompa aia, că pompa aia ta băgă mai bine. Ia. Am luat de la cineva o pompă. Și canci. Asta nu știu, nu e a mea. Da, nu e a mea, nu știu, e... Ce dacă de a mea? Mai avem aproximativ 10 km până în Tucioasa. Nu-mi plac norii aia de acolo. Sper să nu mă prindă ploaia. Au trecut pe lângă mine și băieții de la Bike Expert cu Duba, care au venit să ia dintre oamenii care au rămas acolo la punctul de alimentare și m-au întrebat dacă să mă ia și pe mine, dar am zis că prefer să vin cretinel așa pe drum cu acest tractor. Janta este, adică, mă rog, cauciucul este lipit de jantă, deci nu se dejantează și nu cred că o să se întâmple ceva cu janta în sine. Cauciucul este oricum mort și trebuia schimbat și dăm ușurel înapoi către Pucioasa. Înainte de 20, de kilometru 20, era o piatră într-o vale de asta așa. Am luat-o eu și cu încă vreo 5, unul după altul. Na, asta e. Păi ești mai 6 km. Da, știu. E ok. Nu. No. Ok, stai liniștit. Ai cu o tublă sau o cameră după tine? Da, nici nu știu ce e. Asta e lipită. A început să se dezlipească, în sfârșit. Da. Da.
Anyway, salut! Mai am aproximativ 1 km jumătate până la locul de start. Este pentru prima oară când fac pană. Nu mi s-a mai întâmplat până acum. Până la urmă am descoperit că janta are cameră tubeless și probabil și fața este la fel. Și oricum cauciucul acesta era foarte vechi, crăpat și obosit. Așa că îl vom trece pe cameră și vom schimba cauciucurile față-spate. Nu era oricum același model și nici ăsta de pe față nu este grozav. Cred că este momentul oportun să fac această mișcare. Da. Păcat că am făcut pană, că traseul este foarte frumos și asta este. Îmi pare rău că n-am apucat să-l parcurg. Anul trecut a fost ok, anul acesta, pană.